Salut! Noi suntem Cocolix! Bine ați venit la un episod de Minecraft! Survival! Și acum o vedeți cum se joacă Cristina. Ia uitați, romantica incurabilă cu flori în mână și Felix arătos cu o caschetă în cap. Felix a fost la frizer. Vă place? Hai că vă arăt acum. Ha! Bateți cascheta înapoi, Felix. Cascheta. Felix și-a schimbat frizerul, după cum bine știți. Și frizerul scuză-mă, i-a m-a corectat. Hair stylistul! Na, faza este că, cum ne-am chinuit data trecută, a fost cam mult, așa că am făcut câteva enchanturi pe sculele noastre. Uite ce mi-a făcut Felix. Avem câteva enchanturi. Au lucrat o grămadă, niște efficiency și un silk touch ca să, să putem să funcționeze. Zici că e de unicorn. Unicorn. Cristina, vii. Stai că mi-au florile în mână. Na, arată-le. Vino, ieși. Stai că erau prea multe flori. Și pentru că am făcut silk touch, am putut să facem noi la ursuleții panda. Ia vino să vezi. Da. Deci mai țineți minte grădina asta, cea mai frumoasă grădină ever. Ia Cristina, uitați. După tine? Oh, mulțumesc, Felix, fetele primele. Ia uitați, cine e aici? Cine e fain aici? Ia uitați cum a făcut aici cu iarbă. A, uite, a crescut asta din copac. Oh, a crescut liana pusă de mine. Da, ia uite ce fain. Uite, aici liana. La noi a venit și un iepuraș. Ia uite, asta cum a venit? Nu știu, e puțin frică de mine, vezi? Puțin frică. Mă, iepurilă, da, ăsta. Da, trecut i-ai tras una în cap, mai țin minte, la sfârșit. Imposibil. Asta este căsuța lor de adăpost cu un lampion foarte, foarte șmecher. Mm-hmm. Felix, a crescut puiuțul! Am văzut! Bă, dar tu erai mai mic! Ce s-a întâmplat Cristina, cu tine? Te-ai îngrășat? Cristina, aici. Unde ești? Ia, întoarce puțin. Ia-ți astea și mai mulțește odată. Ah, mersi. Așa, și mai fă un pupuiuț. Pupuiuț. Să mai fac un puiuț? Ăștia sunt cu bambus? Da, și pune în loc de bone meal, că îl folosești mai târziu, probabil. Ok. Acum vedeți și voi cum lucrez eu. Da. Durează puțin că m-am... Deci, așa, trebuie care să doi. Să vă îndrăgostiți? Și ăsta cu ăsta. Da. Dar de la parte, să se iubească. Hai, iubiți-vă. Puțin, pe apă. Iubiți-vă, hai, romantic, Titanic. Și uite ce a ieșit. Unde? Uite-l acolo. Ce faci, mă, frandelul mi-e titelul. Doamne, ce cute. Ce, nu dau să mănânci, vreau să rămâi așa mic. Nimeni, dacă da. Se poate să rămâi așa mic totdeauna. Să-ți iubești părinții, da? Și te bucur aici de minunăția ta, că sunteți bogătași. Ia-ți bambusul din mână, că așa se pune după. Ia de un bambus să mânce. Auleu, stai, că am crezut. Da, îi dau un bambus? Da, li-da asta. Dar dacă mai faci puțin. Oh, ce chiotă! Vă place de mine? De la toți mari să mânce una. Hai că le dau, dar să nu vă iubiți, da? Gata. Mă iubi pe mine? Așa, și așa. Și mai dă și la al mare, că se uită la toți cafeaua în vacanță. De la ăștia doi, unul la fiecare. Stânga? Așa, și acum la tine. Asta nu-i foame, așa. Ție piticule nu-ți dau. Înțelegi? Tu să rămâi așa mic. Stai să-mi pun florile, romantică. Și hai să mergi să ne facem treaba. Da. O să aveți poftă mare. Mă bucur foarte mult că vă place aici grădina asta minunată pe care am făcut-o noi. Deci e paradis. Paradise. Nu ați mai văzut așa ceva, paradise aici. Și acum noi vrem să facem la Coco broscuțe, dar ne-am gândit să aibă și ele vilă. Că știți ce? Au fost geloase, adică au zis, bă, voi cu noi ați început și acum uitați voi, la toată lumea ați făcut șmecher, numai nouă nu. Și uite, avem aici trei cocobroscuțe. Și una care am prins-o, adică e aici după. Unde? Hai, uite aici după, da, care deci am prins-o. Sunt patru în total. Și le mărim așa puțin zona și o facem faină și ce luăm? Coral! Na, Cristina, De-aia Felix a făcut chestiile astea enchantate ca să putem să luăm noi corali. Eu mi-au o pereche de zâd. Și tu ce să faci tu? Ce? Îți iei toporul și faci așa. Toporul meu enchantat, vrei să zici? Cu efficiency, da, uite și faci... Stai, lasă-mă mine. Și stai puțin, ok, faci, dar ți-ai luat și zid ca să schimbi, să pui în loc, ca să-mi pleacă broscuțele. Nu, dar ele nu pleacă. Ba, pleacă! De ce să nu plece? Stai, ce zid? Mă duc aici în cocu da. Cu păr? Ia uite la mine cum fac, ia uite la mine. A, deci noi vrem să facem așa, că cu nisip mai pe corazonul broscuțelor. Și ușor de făcut nisipul. Bun, da. Stai să-mi iau. De care? Wall. Primul ți l-am pus, că în ordinea care le folosim. Sand? Primul, care e primul? A, ăsta? Da. A, ok. Ca să facem... Iau două ca Cristina a zis cu sand îți face rost ușor. Da, că m-am gândit că e mai pe corazonul broscuțelor, dacă facem cu sand. Și ușor de făcut rost. Deci tu zici să... Să-l schimbi. Să dau așa. Da, între nu pui, doar la margine. Dai cu toporul, nu? Stați, că nu știu exact cu tastatura asta lui Felix. Dai cu toporul. Așa. Și acum, trebuie să-l dărâm pe ăla pe tot și după aceea pui. Ah, ok. Așa, ia uite la mine. Mamă, ce vitezoman este Felix. Stai să le iau și pe astea, că nu am nevoie de ele. Vrei să vin să te ajut să facem un doi? Imposibil. Ha?
posibil, s-ar putea să pierd pe aici vreo cocobroscuță. Hai, hai că vin și eu. Că știi care e faza? Mie mi-e frică că ele sunt așa foarte aproape de mine. Da, 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 haide că vin și eu. A, uite, stai că mamă, încep și eu să mă experimentez. Nu pleca, nu pleca, nu pleca! Așa. Ce, ce s-a întâmplat, Felix? Ești bine? Sunt bine. Unde ești? Unde ești? Unde văd? Uite-mă. A, uite, uite ce șmelix. Deci, să știți, facem șmelix de la Șmecher. Auzi? Și Felix. Auzi, haide că eu îți dărâm asta și tu pui zidul, vrei? Da, 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 sunt de acord. Facem aici o echipă. Ia uite-te, ce fain. Ia uite. Uite și tu ce bine mergem doi. Mergem doi bine. Dar le iei, da? Da. Că nu se știe când avem nevoie de, da, da, dintr-o asta. Și portița unde o punem? O, o las deocamdată pe asta care este aici, că nu știu care e faza, okay, dar să mai atenți, mai ieșim și noi de pe aici. Uite, aici e loc liber, Felix. Unde? Aici așa, între portiță și zâdul ăsta. Dar eu nu pot să treacă pe acolo. Nu, nu pot? Nu pot, ia treci tu în apă. Nu sunt destul de grăsuțe. Nu sunt destul de grăsuțe. Adică destul de slăbuțe. Nu sunt. Hai, stai. Ce faci? Nu pot să mă urc. A, dacă e gata. Deci treci pe lângă. Mamă, deci te-ai băgat în apă. Mă, cum sar? Ăsta văd cum urci. Așa. Bravo, Cristina. Oh my god. Vezi că vine, pune de mă dă cineva la o parte, o să pic în apa aia adâncă. Haide, 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 deci, Cristina, până am avut noroc pur. Așa, deci, mă duc aici, da? Da, mă puțin nisip. Până capăt, eu mă rusea puțin nisip, între puțin nisip. Așa. Stai, dacă reușesc eu să sar aici, am emoții. Când mă filmez așa, mă vedeți voi din partea mea, din perspectiva mea, cum joc eu. Deci dacă până acum ați crezut că sunt o gameriță, ai lăsat un loc liber. Acum aveți fi sigur că sunt o gameriță. Aha. Dacă erați cumva în dubii. A, gata, nu mai tem că aici este... Aici o să salute oițele și văcuțele. Da, noi ne-am gândit să le învecinăm puțin. Să le învecinăm așa că puțin. Că plormă sunt animăluțe și animăluțele se înțeleg foarte bine între ele. Aha. Așa, așa le fac aici puțin. Numai să nu fie geloase oițele astea roz. Uite, ce duce frumoase, ia! Aveți floare acolo, așa că să fiți romantice, fetelor. Toate fetele să fie romantice. Na, uite, și ne gândeam că uite, și... Uite ce frumos! Oh my god, avem și pești aici! Da, somonii ăștia s-au blocat. Da, eu, să știți că aici Felix a prins, mi-a prins niște pești. Uite, eu... aici. O să-i dăm drumul, dar nu acum, la sfârșit, ca să facem aici o oază. Eu mă gândeam, uite așa cum este chestia asta și aici, ele să mai meargă pe aici, așa știi, pe zona asta. Mă, să știi că ai o idee foarte, foarte bună, dar e destul de nisip. Dacă te ajut? Nisip, l-o luăm. Dar nu pe toată asta, pe toată asta vrei? Nu. Uite, te-am ajutat, e bun? Așa, atât. Aici se recrează, aici se vor bronza. Aici se vor bronza. Știți? Aici e locul și de bronz. Și în alte locuri, desigur. Da, aici e locul de bronz. Mai pun și aici una. Ok, pune așa. Așa, așa. Așa, bun. Ok, acum în partea cealaltă. Acum mai este partea asta de bronz, cum o facem. Și în aici se bronzează. Uite că și nu știu să merg pe apă, nu numai tu. Bravo, Cristina, chiar. Aici este zona de socializare. Socializare. Aici va fi clubul cocobrăscuțelor. Aici se întâlnesc ele și se povestesc ce au mai făcut. Știți ce întâmplări au mai făcut? Sau bârfesc. Sau bârfesc. Cu lopata iau ăsta. Eu mă gândeam să nu le iei, să pui pământ, că nu trebuie să pui nisip. Să pun nisip. Da. Nisip? Da. Să le iei. Vezi cu farul ăla? Eu prin ce l-am adunat? Ah, da, mă duc, mă duc. Cu farul ăla, prin ce l-am adunat, dacă să nu punem? Mă duc așa. Acum, clic dreapta. Așa. Luăm aici, furăm. Așa. E bun? Păi, ți-l lași aici 4, ce mai vrei? Nu știu, trebuie să am mult. Așa. Așa. Și mă duc aici și pun, așa zici tu, să pun peste, a? Păi, pune măcar pe ăsta verde, nu știu despre ăla, știi? Bine, uite aici o torță, avem nevoie. Așa, cândva. Am luat eu. Așa. Mamă, dar ce șmecherei. Și, deci numai cu nisip le lăsăm. Păi, broscuțe, ce vrei să lași? Dar iarbă se poate pune pe nisip. Încearcă. Nu știu. Nu las că o să vă mai încolo. Tu cât nisip ai luat? Am furat mult. L-a pe tot. Nu o să mai faruți de nisip. Mersi, Cristina. Dacă vrei, îți dau eu, Felix. Lasă cum să-mi iau. Mi-a puțin nisip. Lucrează acolo. Lucrez. Dar eu zic să le mai lăsăm așa și câte un petec de iarbă. Lasă-le ce vrei tu. Cum vrei tu. Stai. Așa. Deci dacă aș putea să am o priveliște de ansamblu să văd cum arată, dacă aș putea să mă urc pe gard. Uite, mă urc aici. Urcă-te pe aici. Să văd cum arată. Arată destul de bine. Aha. Dar Felix, o să le las și iarbă. Știi care e faza? Dacă vrei, cam siltaci pe lopată, dacă vrei, îți aduc iarbă să le pui. Iarbă deja verde. Ți-o aduc să le pui tu deasupra. Dintre asta. Iarbă verde. Gras dintre asta, dar am ceva. Nu. Pământ cu iarbă. A. Dacă vrei să-ți aduc. Nu, uite, le las așa. Nu, adică dacă vrei să fie la același nivel. Știi? Înțeleg ce zici, dar le las așa, uite, asta e zona de scenă. Cine e mai curajos stă aici sus, știi? Mm-hmm. Și acolo le lăsăm așa, uite ce zici. E fain. Nu? Tu unde ai plecat, Felix? Uite-mă. Hai să facem nani. Hai să mergem să facem nani. Broscuților, să știți că mâine de dimineață vă dau drumul, da? Nu să mai fiți voi chinuit în spațiul ăsta așa de mic. Eu nu pot să trec pe aici. Am trecut pe aici că sunt slăbuță.
Adică eu fac nani. Haide, Cristina. Ia uitați-l înăuntru pe Felis cum doarme. Cu lopata în mână. Se vede lopata. Și în curând o să le facem și la căluțul ăsta o căsuță. Ai văzut cum iau curba? Mhm. Așa. Ăla nu era cumva patul meu. Da, 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 e mai curat. Al meu e mai murdar și n-am de gând stau acolo, ești nebun. Murdăresc eu un patul ăsta lui Felix. Da, și mă gândeam, dacă tu vrei să le pui verde, hai să luăm puțin verde, o secundă durează. Bine, haide. Nu-mi place, nu-mi place să vezi. Vino cu mine. Stai să-mi iau și eu ale mele șmecherești. Uh-huh. Nu numai tu, să fii unicorn, să fiu și eu. Nu-mi place. Căsuța noastră din copac, încă nu este mobilată, dar o să vă mobila mai cândva. Dacă apeși pe control, mergi mai repede, apăs pe control. Ala de jos, control. Ultimul. Așa, așa. Uite ce merg după mine. Ia uite și tu ce fug. Trebuie să nu caz pe undeva. Alergăm aici, facem jogging. Uh-huh. Doamne, dar ce frumos e satul ăsta nostru. Și să știți că am observat că au venit și vilageri. Da. Pentru că le place foarte mult. Au zis că e satul lor preferat. Și știți cât de mulți sunt. Adică o să, dacă mai avem puțin timp, o să vi-i arăt. Că sunt foarte, foarte mulți. Ce bag eu viteză acolo. Da, și eu bag. Felii, dar uite ce verzeciuni sunt mai încolo. Pe acolo vreau să mergi, să luăm puțin apă verde. Dintre aia verde. Da, nu știu dacă se poate pune în zona noastră, dar dacă nu. Nu cred că rămâne verde în zona noastră, Felix. Ia, hai să încercăm să luăm. Oh my god, un cocu căluț! Data uh-huh. viitoare vin aici ăștia. Uh-huh. Na. Oh my god, mai mulți. Da, da, dacă de aici ți-ai luat tu unul. Na, ia-ți lopata și ia de pe el. Ah, scuze. Bravo. Și am rămâne verde, așa. Ia-ți cât verde vrei. Uite cu ce ușor. Ține apăsat. Ia uite la mine. Ia uite la mine puțin. Așa. Unde ești, Felix? Mamă, ce-a făcut Felix aici? Aha. Uh-huh. Dar le distrugem zona la căluțe ăștia, păi, după aia nu mai au ce să mai mănânce. Toată zona noastră. Lasă să luăm atâta, că am impresia eu că s-ar putea să nu arate foarte verde. Ok. Dar nici aici nu există un de verde. Da, dar la noi este uscat. Na, hai să mergem înapoi. Da. Pe control. La noi e foarte, foarte cald. Pe control ca să mergem repede. Uite cum merg eu pe apă, bă, sau not. Uite un somon, salutare, somonule. Ce-aș mânca somon dacă aș avea în realite? Stai să vedem. Stai, că aș vrea să fac întrecere. Haide, 3, 2, 1. Și? Cristina! Păi, dar nu așa Cristina! Tu? Unde ești? Uită-te! Unde ești? Nu, eu da, nu mai iubim o lopată! Prima. Uitați, fug și iepurii de noi! Cristina! Eu sunt prima! Ce bagă Cristina! Riba! Stai încolo ce... Felix, m-aș opri să mă uit la tine! Stai că decautorul tău am apăsat din greșeală pe altă chestie, în loc să apăs pe command, știi? Mamă, deci ce frumos e aici în lumea asta noastră, cea mai frumoasă lume ever! Felix, dar noi nu ne obosim dacă mergem așa pe control. După aia nu va trebui să... Aha! Aaaa! Te-am trecut! Șmecherule! Și aici va trebui să facem o intrare la un moment dat, știi? Da, o să facem o intrare bengoasă, foarte, foarte faină. Hai să terminăm aici acum, închide ușa, după ce vii. Dar Felix, eu... Ce? Mie nu mi-a trebuit poartă, eu am trecut pe aici. Uite, știu ce finuță sunt. Deci fac acolo finuță. Finuță. Să rămâne? Ia vino ca să vezi. Ia, să vedem. Nu rămâne, tot să faci așa. Nu rămâne, vezi? Da, dar vrei așa puțin de aici să pui, pune din ăsta da, așa. Da, hai să punem dintr-o ăsta. Da, okay. Așa că m-ați învățat voi cu control. Ok, atunci pun și în partea asta. Pun și în partea asta? Unde parte? Aici care așa? Parte? Parcă da. Că se nu, unește. Acolo pune-le nisip. Bine. Mai ai nisip? Șefopul. Eu sunt șefa. Pleacă din buscuță că vreau să pun nisip. Dar oare eu mai am nisip? Da, mai am ceva, dar nu foarte, foarte mult. Așa, să încerci tot timpul să nu fie o diferență dacă unde este apa, că nu pot decât un bloc să urce, știi? Înțelegi? A, înțeleg, deci să le las una la margine. Da. Eu până acum o lăsam de design, dar... trebuie cam două sau trei, nu una. A, da? Că altfel nu poți să urce, știi? Le ajunge atâta? Uite-te la mine cum am făcut. Ceva de gen, înțeleg, uite așa. Înțeleg, foarte, foarte frumos cum ai făcut, Felix. Seama. Uite, le las și eu aici. Așa. Păi, lasă aia. Ai pus-o și tu odată așa. Cu mine. Așa. Și aici le pun. Ce să le punem? Iarbă. Dar aici poți să lași asta așa aici, nu trebuie să faci la nivel, decât dacă vrei, știi? A, da. Dar nu trebuie să faci la nivel, decât dacă vrei. Păi să mă gândesc oare vreau? Așa, vreau. Uite cum arată. Vreau în funcție de cât am. Păi în funcție de cât ai? Dacă mai am... Tu n-am nevoie de tine, floricică, deocamdată. Treci mă în apă. Așa. Și aici Cristina vrea o arcadă, nu? Unde? Aaa, am tuns! Ce fuc? Mai crește iarba? Nu, trebuie să o distrugi. Cine a apăsat? Așa și pui. Așa. Oh my god. Aici vrea Cristina o arcadă, să-i facă o arcadă. La intrare. La intrare, da, și mă gândeam poate și pe aici așa, șmecher. Nu știu. Hai să facem la intrare arcadă. Uite și tu deja, broscuțele astea sunt mult mai fericite. Voi le simțiți? Simți fericirea foarte, de broscuță? Foarte încântate, da. Deci eu mai pun pe aici puțin niște blocuri dintre astea. Tu, Felix, unde ești? Fac arcada. Hai să vedem totuși să mergem lângă Felix, să vedem cum face el arcada. Dacă are nevoie de ajutor, îl susținem. Mult ajutor am nevoie. Deci arcada noastră va fi arcadă, dar totuși va avea și asta. Mie îmi place, șmecher.
Așa, te ajut cu ceva, Felix? Hai să vedem ce fac aici. Mai mare, mai mare cu una. Nu, de aici poate să înceapă rotundul. Hai să încerc așa atunci. Ia uite ce șmecher face Felix. Coco Felix! Așa. Uite, Cocoli! Ce să-mi schimb și eu numele? Felix, mie mi-ar plăcea totul, dar astea nu mănâncă bani, dar o să punem un nu vrei să pui un slab cake între astea două, să pui tu un slab. Stai să mă duc aici să văd dacă am slab. Ăsta. Uh-huh. Îl punem loc de pământ. Ține aici, n-avem nevoie de pământ. Asta e că nu mai... Ba, nu mai trebuie! Un slab trebuie. Stai că m-am chinuit adică nu știu aici. Dacă trebuia, uite să vezi. Că eu nu mă pricep așa. Cum arată arcada? Ia, arată pengos! Da, mai vrei să mai... Pe la os, mai trebuie slab? Îmi place. Sau știi ce putem să facem? Chestia asta de aici s-o distrug, da? E, dar și să pui scară. Am distrus două, e tare asta. Ia. Ia zic, cum vrei acolo? Poți să pui aici o scară. Eu pun un slab să văd. Dar nu dacă pot. De jos. De cu târnăcopul. Târnăcopul. Ia, pune un slab. Am partea și de jos. Și vrei să sar? Nu, pun. Dai. Pot. Aici dai. Aici? Da. De cu slabul. Nu merge. Ah. Sau vrei scară? Nu, vreau scară. Ok. Vreau scară. Ia să vedem cum arată cu scară. Ok. Ăsta e slabul meu. Bagă scara. Stai puțin că e greu de pe... Și sari. Așa. Stop. E perfect. Ce ziceți, da? Cocolișilor? Arată bengos? Arată bine? Mamă, ce cute! Da. Așa și acolo la fel. Te-ai rănit puțin, Felix. Ești bine? Da. Trebuie să mănânci ceva. Să-ți pui un leucoplast. Lasă-mă. Pui un plastru. Acum, zi, mai trebuie un slab sus? Nu, e perfect. Sigur? Mi-e place, uite și tu la mine. Ce faci? Hello. Pune unul dacă vrei să vezi cum arată. Tu îl pui, că nu-l am. Nu mai pui, arată bine așa. Mă urc. Na, așa, cum se pare tot? Arată bengos. Știi ce cred eu? Va trebui să punem o ușă deschisă la culoare. Uite că și altele se uitau cum construiai tu. Zice că da, ne dăm acordul. Știi ce trebuie să facem? Să folosim din lemn alb ușa. Știi? Să văd dacă am în casă. Interesant, Felix. Mă duc până în casă. Eu nu știu ce să fac aici. Tu știi ce poți să faci? Fă puțin nisip. Te dau drumul aici? Nu, fă puțin cu nisip intrarea asta de aici până la casă. Știi? Ah, dar vreau să fac înăuntru, Felix. Fă înăuntru. Fă turnul ăla de acolo mare care ai zis tu că știi care. Turn? Nu turn, cum se cheamă? Coroana aia altă. Auleu, mă pui mine la arcade? Arcada, hai că te descurci tu. Deci eu aici voiam să le mai facem încă o arcadă, dar nu știu dacă mă pot descurca eu la așa de ceva. De unde lemn? Oh my god, ele sunt șmechere! Uite, alea merg pe dedesubt. Alea merg pe dedesubt. Las că e și fain. Îmi place cu dedesubtul. Bine că nu se duc mai mult. Nu, păi se duc de sub, dar tot la noi. Astfel, dar aici nu o să le desfacem, adică o să le dăm drumul de aici, să meargă aici. Cum vrei tu? Cum vrei tu? Prin arcadă. Prin arcadă, dar să facem arcadă. Eu nu găsesc aici unde am pus eu cu pacea ăștia. Unde începem? De aici. Dacă vrei, putem să mergem după coral. Stai, că vreau cu dintr-o. Să ne luăm o grijă, știi? N-am bărci pe aici. Știu că aveam pe aici undeva. Asta cu ce? Cu târnăcopul? Ce anume? Așa, că încep și eu să fiu aici cu constructoarea asta și nu prea mă pricep. Deci va trebui să fac o arcadă, dar nu știu cât de mare. Hai că vin și acum la tine, că văd știu când am pus drumul ăsta, n-am mai chef să caut. Nu mare. Să vină de aici, uite așa, o arcadă. Mamă. Dacă pic în apă nu pățesc nimic, așa? Nu? Așa? Nu o facem de aici, de unde e zidul. Vrei să facem de acolo? Da, nu faci din nisip. De aici așa, da. Nu fac din nisip. Nu, faci din... Unde mi târnăcopul meu? Ia vezi dacă e la tine. Nu-i târnăcopul în mână. Nu am un târnăcop, unul singur. Mi l-am pierdut pe undeva, nu știu, oh, mi l-am aruncat. Da, unde e târnăcopul, Felix? Copul meu ce-am dat. A luat vreo cocobruscuță, vreun târnăcop? Dar tu l-aveai, nu? Da, nu mai l-am. Când te-ai dus în casă, mai înainte, aici. Nu știu, cred că l-am pus prin casă. Fără târnăcop, e grea viața. Vezi dacă îl vezi pe undeva. Unde aici, mamă, Felix și-a pierdut târnăcopul. Oh my god, păi da, cu el fără târnăcop și fac, Cristina. Poate ți l-ai pierdut pe aici, așa. Uite și tu pe acolo, pe jos, că la mine în mână nu-i. Hai să închid aici. Cineva a văzut vreun târnăcop? Ia stai să caut târnăcopul meu. Și cum îl văd? Adică e mititel? Da, dar arcuți-l tăvatul pe jos să vezi cum arată. Arată cute. Da, așa. Chestia aia trebuie să... l-am găsit, l-am băgat în bine. L-am pus în casă fără să vreau. Bun, hai să plecăm. Ok, m-ai speriat, Felix. Okay. Târnăcopul meu. Plângu-te. Așa. Bun, deci o să fac de aici, da? Deci din ce ziceai tu? Pe tot cum am făcut și asta, nu la fel. Bine, oare am? Dar nu-i din aceeași chestie. Nu, tu ai nisip, ăsta e nisip apăsat. Uite aici, Cristina, uite aici, în cufăr. Bine, am făcut. Am deja, că am ciordit. Așa. Dar Felix, uite, nu-mi place să fac exact de aici, da? Că se întregește cu gardul, și? Vezi? Și? Arată urât, că... Da, mai urât arată o gaură. Mai urât arată o gaură? Mhm. Deci nu știu cum fac, târnăcopul meu! Târnăcopul meu! Ce ai făcut? Târnăcopul meu! Ce ai făcut, Cristina?
Ar fi tu din partea și fac din partea asta. Bine. Stai să mă urc, nu? Da. Cât de înaltă? De cât? Ohoho, cam atâta. Și aici câte era oare? Aici pun o scară. Okay. Deci dacă cădem în apă, nu pățim nimic, nu? În apă, nu. Așa, dar eu n-am scări, Felix. Păi nu s-ai luat. Nu mi-am luat scările. Da, mă duc în apă, sar în apă? Problema ta, da. Uuuu! Ce comic ești. Ați rămas masca, ați văzut? Că și eu știu să nu mă voi. Uite aici cum fac eu. Faci tu același lucru, da? Ce pengos face Felix, doamne. Vezi? Ia uite să văd și cum arată. Ia uite. Așa, 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 vezi? Deci eu nu cred că o să pot să fac același lucru. Da. Ai văzut? Da, păi vezi dacă mă ții de vorbă. Stai, stai. Stai să-mi văd, să-mi pun aici scările. E greu de pe calculatorul tău. Facem nani sau plecăm pe întuneric? Hai la nani, hai la nani. Ți-am lăsat ușa deschisă. Mersi, Cristina. Noapte bună, cu căluțele, să fii cu minte, da? Să visezi frumos. Și cândva o să-ți facem și ție o casă, nu mai fi gelos, da? O să luăm mai mult sky, să nu mai mult sky. Ți-ai să faci asta, că mi-e greu să-mi ieși prin apă. Să faci un zid, un din ăsta. Gata, patul e ocupat. Timo s-a pus pe mine. Eu am vrut în patul curat. Cine ajunge primul ăla, ia patul. Eu am vrut în patul curat. Las Felix, data viitoare, data viitoare. Păi nu mai avem de făcut arcada. Am plecat arcada să facem coralii, nu? Da. Ok. Nisipam la mine. N-am. Ok. Uai, ce frumos e. Deci trebuie să recunoașteți că suntem super buni la construcții. Nu? Aha. Deci tu unde ești? Așa după mine. Terminăm arcada asta. Da, fă tu din partea aia și fă din partea asta. Deci știi care, nu este foarte greu, dar trebuie să fii puțin atentă, știi? Tu ce te urci? Pun pământ. Tu ai ceva? Bă, nu ai pământ. Am pun și o pământ dintre ăsta. Hai că-ți mai dă-o din ăsta. Vino cu acea. Dă-mi. Dă-mi aici, Felix. Vino aici și ți-l iei. De ce? Mă lași în pace. Mă pui să fac sport aici. Puteți mi-l dai acolo aproape, știi? Nu. Cristina? Da? A cui nisipul ăla plutind în apă? Nu e al meu. Era al tău. Era al meu? E bine atunci. Acum, stai să-mi pun aici pământul. Așa. Mamă, deci eu sunt plin aici. Ok. Ține apăsat pe shift când faci. Să nu faci, știi? Am să încerc. Eu cât mai îl fac? Mai fac de una, că nu știu de cât de mare trebuie să fac. Asta am pus-o invers. Oh! Felix, mai degrabă te las pe tine la construcții. Ok. Pleacă de acolo. Plec? Aha. Uite și tu, Felix! Ce faci? Ai căzut direct în cap! Da. Auzi, de unde pornesc scările? De aici sau de unde? Sau trebuie să mai sparg una? Ia nu, zi. de acolo. Sigur? Ia zi, uite-te. E bine acum? Da. Ok. Stai. Câte-s? 2, 4, 6, 2, 4, 6. E bine. E bun. Așa. Și tu... Uite-te aici la mine, la monitor, să vezi te cum arată. Te uiți tu și îmi zici, mă chinui aici, așa, știi? Îmi zici câte să fac ca să fie egal? Mai fă-i. Cristina. Adică o să te unești. Da, dar nu mai am scări mult, e fain. Mai scări, îți dau eu? Da. Îți dau? Lasă că mă duc eu, vin acolo la tine după scări, nu mai... Vin coboră jos pentru că vreau să vedem. Da, și uite, mai am două scări. Aia de sus ar... Gat, atâta. Asta, uite, asta de sus, din stânga, aș vrea să o tai ca să fie un puțin mai drept. Nu, că parcă o să fie prea triunghiular. Să vină ca aici, uite-te, știi? Ce? Uite, să vină ca aici, cu o bază mică dreaptă. Că tu dacă faci acolo, s-ar putea să mai... Ce n-am făcut bine? Mai pot să mai pun o scară și să-i egal. Ah, ok. Ia să vedem cum arată. Deci nu mai ai nicio scară? Nu. Asta e trambulină, sărim aici în apă. Așa. Și acum, și aici va trebui să punem după aceea să o umplem, știi? Da. Trebuie să o umplem. Să o umplem? Cum să o umplem? Uite la cealaltă arcadă. Să o umplem în mijloc, așa, să fie puțin mai groasă în mijloc. Ah, da, bine. Și astea, zidurile. Picioarele astea, să le facem puțin duble, nu? Uh-huh. Asta dacă vrei, eu deja mă pot duce să fac dublu exact, picioarele. Exact. Măcar exact. Să fac și eu ceva. Deci stâlpii ăștia, pilonii, îi fac dubli. Da, fă-i dubli dacă tu vrei să-i faci dubli, dacă crezi că nu-s destul de lați. Adică vedem. Așa. A, ce istez. Oare mai pot mai sus? Că n-am luat slab cu mine. Stai pe shift? Ia uite cum arată, vezi dacă cum arată. Stai, oare pot să pun unul în timp ce sar? Nu poți. Nu pot. Cristina, tot timpul să începe de sus, nu de jos. A, da? Da. Nu știam. N-am auzit. Măi, eu stau aici să zic dacă tot e bine. N-am pot! Așa, ce ai făcut acum? Se pune două sub tine și sar în sus nu și faci. Nu pot! Bruscuțele astea nu mă lasă. Na zi, e bun așa sau nu-ți place moțul? Nu-mi place că e prea... Așa? Nu, mai tai și pe aia de... Așa. Și acolo în mijloc pune una dreaptă. Vezi că intră două. În mijloc, așa. Perfect. Așa? Acum e bine, da. Ok, și acum să umplem alea.
Așa. Bine. Asta va trebui dat în jos. Ba, nu va trebui dat în jos. Va trebui să umplim. Dacă asta. Vrei să umpli asta, umpli tot timpul de jos, așa, știi? Dar n-am știut, Felix. E Minecraft 1.01. Ok. Super, îți place? Eu zic că merge. Păi nu să meargă, să fie splendid. Da, și aia va trebui dată jos. Uite, ce? Colțul ăsta. Colțul ăsta, păi, vezi? Păi poate, ăsta. poate îl mai groșăm. Poate îngroșăm toată, mai știi? Mai îngroșăm toată? Dar și sus, nu? Deci, Felix, tu termin arcada și eu mă duc pe aici să mai plantez niște romantism. Să văd. Păi tu trebuie să-mi spui cum facem, Cristina. În primul rând, nu știu dacă e bine că ți-ai îngroșat picioarele. Nu cred că e o decizie bună. Nu. Nu. Da, nu e o decizie bună. Decizie bună. E destul de greu aici să faci. Designer, Cristina, designer. Da. Așa. E bine, gata, tac, tac, tac. Așa. Așa, și în partea asta, la altă, colțul ăla. Eu aș putea să iau asta, dar... Uite, colțul ăsta trebuie. Văd, stai că am căzut în apă. A, da, văd. E puțin? Poți să-l scoți? Așa, da, perfect. Adică, nu mai îngroșăm. Cred că trebuie să pun două scări de subt în mijloc. Că ți arată imediat. Știi? Da? Da. Ok. Ia să vedem cum arată. Ia. Așa, și încă o scară. E perfectă! Și acolo spun un slab? Nu, că după aceea va fi... Ba da, dăm un slab. Dar nu cred că am slab. Tu ai slab. N-am slab, Felix, trebuie să mă duc aici să am un slab. Dăm un slab, Cristina! Dăm un slab! Imediat. Vino cu ace, dăm un slab, stai, haide! Stai, îl pregătesc aici. Dăm un slab. A, dar nu, că ți-l las aici și ți-l dau. Unde ești? Aici ești? Da. Stai. Imediat. Ține. Mersi, uite-l în apă, s-o dus ca piatra. Mă duc aici acasă, mă admir, să vedem dacă face bine Felix. Uite, știu, broscuțele astea cum stau și ele și admiră. Le place. Trebuie rănite ca să... Da, o să le dăm și noi să pape mai să încolo. Să vedem. Cred că trebuia să spui mai lateral, că acum nu știu cum ajunge acolo sus. Ia uite ce construcții face Felix. Uite așa ajung. Cum se întortochează. E bine așa. E perfect. Este perfect și acasă. Aș mai pune un slab aici. Ia zici dacă arată bine. Și un slab aici. Arată bine. Și un slab. Dar eu zic să o lăsăm, că arată destul de bine. Hai să vedem. Dacă aș pune puține slaburi, uite așa. Arată mai bine? Da, arată perfect. Și perfect, să pun una. Și în partea stângă mai trebuie unul aici. Da. Ia uitați-l pe Felix cum face. Îți pui pământ? Da, care parte? Partea asta de aici, aici trebuie, da, aici, ok. Aici, în stânga. Așa, treabă bună, gamerule, constructorule. Calculatorul tău mă disperă. Eu și broscuțele te susținem. Când i-ai zis că să iau o tastatură pentru calculatorul tău, n-am nevoie și acum pentru te stau eu. Pentru mine era bun. Poți să pui slabul? Hey! Ai grijă la lopată, Felix. Am pus slabul. L-ai pus? Da. Ok, bun. Haide să mai ne ocupăm aici de zona asta. Îi dăm drumul aici la apă? Da. Hai să dăm drumul. Ia, trebuie să dai drumul și tu să vezi cum la lume, ca să le calatorul tău. Ia uitați, uitați. Mamă, broscuțelor, sunteți gata, fetelor? Da. Perfect. Așa e fain? Da. Ia uite, apa se duce și se nivelează. Dar aici, uite. Oh my god, aici o să fie ca un fel de cascadă. Stați, vă arăt, vă arăt. Stai că am căzut. Ai căzut? Da. Arată așa, cum arată totul fain? Ia uitați cât de frumos cu cascada! Oh my god! Mă uge pe corazon! Vai ce frumos! Nu mă așteptam să fie cascada. Este o greșeală foarte bună. Da, uite și tu, deci neintenționat... Eu am un pește, hai că-l golesc, ca să îl pun aici pește. Hai să punem pești. Felix, eu mă duc să iau toate astea, că stau așa gunoaie. Da, eu pun un pește aici, că am nevoie de o găleată de apă. Așteaptă ca să iau gunoaiele. Cristina, uite pește! Îți dau ție pește! Imediat. Eu prima dată curăț de gunoaie. Niciodată să n-aruncați gunoaie pe jos, muncilor de cocos și cocoleșilor. Și acum am și o pește aici, Felix. O să-i pun, nu știu, am pus. Stai că am și o pește. Nu știam că pot să mă văd așa. Ce frumoasă așa. Sunt. Așa, ia uite-te. Am mai reparat puțin cascada. Cum îl pun, cu click dreapta? Uite ce fain a făcut cascada. Ia uite la cascada. Oh, vezi? E perfectă! Da, cum pun peștele, click dreapta? Da. În apă cumva, nu știu, ia încerc în apă. Du-te în apă. Du-te în apă. De click stânga, nu știu. Click dreapta. Nu merge. În mijloc, nu știu pe ce am apăsat. Merge, că și-o am apăsat, dar e blocat. Las că punem mai încolo peștele ăsta. Deocamdată vreau să le mai facem aici. Vai, a, uite că merge, trebuie să dai pe pământ, pe apă. Pe pământ? Du-te în apă pe pământ, dar du-te pe la cealaltă, e mai mică. Unde? Pe pământ în apă, da, uite, am pus eu. Așa. Așa. Wow. Așa poți să vii, ce fain, vezi? Vai, ce frumos sunt, stați că mai am. Să nu mă nec. Nu că reziști 20 secunde. Să nu mă nec. Nu vezi că nimic nu începe bulele? Ah, ok. Ce frumos a fost!
vezi, mai am. Imediat, mai pun aici. Ca să se simtă bine și cocobroscuțele. Așa. Cât de fain este. Oh, ce cute! Îți place tot? Da, Cristina, da, știi da, ce da, mă gândeam? Da. Haide să le unim. Vino puțin aici sus. Stai, ca să le pun ultimul peștișor, gata. Uite, haide să le unim. Ce ai făcut aici, Cristina? Ai o găleată de apă, nu? Oh my God. Ia uite-te. No. E. Ah, ba da. Și dă-mi o cuite ce ai făcut aici, o gaură. Ține-o. Am făcut o gaură. Ai făcut o gaură. Bine. Nivelează-mi tu aici. Ah, Cristina. Mă gândeam să unim puțin apa, dacă ești tu de acord. Aici? Da. Ce zici? Sunt de acord. Sunt de acord. Hai să unim cu lopata, nu? Mhm. Vai, ce șmecher. Broscuțelor, sunteți pregătite aici de ceva de vis? Arată super. Mamea, și aici o să se facă iarăși o minicascadă. Da. Incredibil. Așa. Ești ce cu constructor grozav. Și aici, dacă vrei să fac cascadă, trebuie să mă duc să aduc puțin. Dar stai, nu atâta, Cristina, doar din partea asta, să curg aici în jos. Am făcut bine? Păi, e până înapoi. Ăsta de aici, până înapoi nisipul. Imediat. Așa? Nu, ai piatră de nisip, nisipul. Ah, imediat. Că pe care se face mai greu. Ăsta? Sand? Da. Ok. Stai puțin. Așa, pune nisip. Stai și le pun în mână. Sand. Așa, super, nu, super. Nu, ăsta e sand, așa. Sand, numai 6 ai, cât ai? Am 25. Stai, că să le iau și pe aici. Le pun? Pun? Da, așa, pune. Am crezut că vrei să unești cu apa asta la altă, așa ai zis. Păi vreau să unești de apa, să se curgă în aia la altă. Deci înțelegi? Acum tu va trebui să pui cu găleata. Da, asta îmi zic, dacă n-am venit tot, tu deja ai făcut chestia, deci știi? Deci o să avem două cascade. Cine mai este așa de șmecher ca noi să aibă două cascade? Așa, super. Și mai trebuie doar să punem corale și cam e gata chestia lor pentru moment. Superbă. Eu vreau să mai pun aici, să mă ocup de romantism. Nu, să iau niște apă. Voi pune niște nuferi. Ia uite, unde să punem nuferi? Aici, la drept. Mhm. Broscuțelor, cred că va trebui să facem noi, Felix. Hai să pun apa. Pune apa repede. Punem apa, vino ca să vezi cum pun apa. Da. Wow, ce frumos. Uite și tu, broscuțele astea au rămas cu gura căscată. Așa, pe așa trebuie. Deci atâta timp au stat fără mic. Și acum au superb. Mai trece ceva? Superb. Pun așa aici. Aici, dacă mai ai. Perfect. Așa. Super. Hai să facem la Nani, Felix. Hai la Nani. Hai la Cristina. Nani, la Nani, la uite, Nani. Am făcut o ipotecă că tu închide ușa. Să închid ușa. Îmi bazez după tine după ipotecă. Ce ipotecă ai făcut? Că nu o văd asta? Asta da. Asta era. Nu, era una sub apă. Da. Pentru mine era la fel. Felix, tu mi-ai luat patul? Da, găleata. Timo dorme pe capul tău. Ce comic e. Așa. Deci, Nani. Să visezi frumos. Uh-huh. Hai, bună dimineața, hai la lucru. Așa. Închizi ușa după tine sau l-ai da, deschisă? Da, închid. Când okay. Vau să ne facem aici cu piatră, cu Acum, sandstone. Ce mai trebuie să faci? Eu mă ajut după coral, vii cu mine? Haide, stai cam aici barca, imediat. Vrei să scot? Da, pune tu. Uite, barca din aia de bărci, nu știu unde am bărci. Hai că conduc eu. Am făcut-o mai mult, cred că. Stai! Clic dreapta. Așa, haide. Hai să mergem după corali. Wow, ia uitați ce fain arată. Poți să apeși pe F5 dacă vrei. F5? Da. Nu, păi mă amețesc. Așa, ia uite ce fain mergem amândoi, vezi? Hai după corali. Acum, nu știu cu ce se ia coralii, însă încercăm cu picamărul, da? Uite. Știi ce sugerez eu? Să zgolești lucrurile din mână, da? Ca să vezi, să le pui așa, ca să vezi după aceea. Cum dau ca apasă pe E. Pe E, da? Da? Și zgolești toate în afară de târnăcopuri și toate, le pui totul la tine, știi? Și unde mi le pun? Dai puțin. Uite, dar dacă apeși... Dar nu vezi? Shift, gălețile poți să le pui una peste alta. Ah, ok. Înțelegi? Și ăstea le poți pune așa. Și uite-te de ce n-ai nevoie. De bambul ăsta chiar n-ai nevoie, da? Și de floarea asta chiar nu ai nevoie, de semințele astea chiar nu ai nevoie. Okay. Și de patru din ăsta le putem ca mai multe. Nevoie. Așa, de bambu să-ți mai iei. Na, și acum să plec de aici ca să nu cumva să ți le iei înapoi. Bă, că mi le da mie toate. Ți le-am dat ție? Da. Eu cred că tu și mi le-ai luat. Fii atent, iei blocul de coral, da? Albastru, verde. Da, dar cum fac ca să mă văd iarăși normal? F5. Gata, așa. Nu Shift. Pot. Așa. Și pur și simplu, ia să văd, merge cu picamărul. Și ies de aici? Da, merge. Am luat coralul. Cu târnăcopul, merge. Cum fac? Shift? Da, cu târnăcopul. Ia să târnăcop una și dai pe frunzurițele de coral. Oh my God. Da, nu trebuie să vii după mine, știi? Vezi că când dai, ele zboară peste tot. Ia uite-te. Oh, și se duc sus? Da, și dacă vrei și coral block din ăsta colorate, cum se cheamă? Vreau. Roz. Și dai peste ele, da. Și dacă te uiți în sus, o să vezi că se ia uite puțin în sus.
Vezi că nu mai are, nu mai are, nu mai are, nu mai are. Acum îmi duc. Hai, și uite ce ai în mână. Ai un albastră. Uite, 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 uite pe toate. Uite pe toate. Și ia întoarce partea cealaltă. Uite, uite sub, uite cât de sunt. Așa. Cât de bucuroasă o să fie cocobroscuțele. Așa. Și ți-ai mov, albastru. Da, iau tot de aici, tot. E al meu. Așa. Eu am mov albastru roșu, n-am. Super fain. Wow, ce frumoasă e viața asta marină. Să te uiți la aer. Când aerul începe să scadă, fugi în sus, da? Da. Că te ține vreo 15 secunde, 20 secunde. Luăm blocuri faine de coral și coral poți să iei, știi? Da. Băi, ce frumos e totul, mai pot de dragul lor! Oh, ce fain! Poate și iarbă dintre asta mare. Hai că mă duc sus. Vrei iarbă? Băi, ce frumoasă e! Unde sunteți, minunăților? Sunteți ale mele? Eu să încerc să iei și coral. Deci pe blocurile astea o să crească coral singur, păi știi? Păi da, am luat o grămadă. Deci hai să spun, pe blocurile astea crește coral singur, dar noi vrem... Noi... avem acum, de la început și flori. N-ai chef să aștept. Așa, ce fain este. Nu ai luat de siltaci, că ești genial! Te-ai luat tot ce ai vrut? Am luat o grămadă de chestii. Așa, coral. Vă iau și pe voi? Uite, astea nu vor să le iau. Ce anume? Spațiu. Nu mai spațiu? Ia vin la mine, unde ești? Ba, am, cred că. Dar n-aveam de dintre alea. Așa, ia spațiu mai mult. Da, nu mai am. Ce, nu mai spațiu? Mai am spațiu. Vino cu acel. Tânăcopul tău, Felix! Ia-ți-l. Tânăcopul meu. Tânăcopul tău, ia. A apăsat pe ceva că-i... Ia, aici lângă mine. Ia, ok, dăm din gunoaiele tale. Că-s florile astea, ține-ți-le. Așa, dăm florile, dăm nisipul, pământul, da, așa. Ține nisip. Așa. Ține grâul ăsta, n-am nevoie de el. Ok, nici eu nu mai am spațiu. Mai am spațiu. Așa. Grâul meu! Mă duc să iau. Sper să nu-mi le iau înapoi. Așa. Nu că le-am luat eu. Stai, unde sunt? Că le-au să le arunc mai departe. Aici, aici, așa. Așa, gata, le-am luat eu. Wow, deci o să plantăm astea, o să fie minunat. Aha. Eu zic că ne ajung, Felix, nu? Adică pe nu știu dacă cât, cât corale ai? Am coral, stai să pus pe ei. Am doar doi. Ai doi corali. Am luat o grămadă. Uite, 4, 3, 5. Uite-le acolo. Știu, dar blocuri dintre astea. Blocuri am doar două roz. Cam 4 din fiecare. Roz am 5. Deci eu am crezut că am luat o grămadă. Dar uite-le aici deasupra apei. Dar nu știu de ce nu le-am. Lasă că le iau, că n-ai avut spațiu. Lasă că le iau pe astea. Mov. Eram atât de fericită că am spus că asta e mov. Uite la mine ce am pe ecran. Uite-le. E bun. Hai dar, să mergem, nu? Stai puțin, că n-am destul de multe, o să te plângi. O să mă plâng? Ia coralii, că aia îți ocupă așa mult spațiu, știi? Dă-i doar clipe coral, nu pe bloc. Deci pe floare. Da, și ia eu blocurile. Bine. Dar de fapt, hai că facem felul următor. Dă-mi toate blocurile, da? Și eu îți dau coralii. Și tu, eu rămân numai blocul și tu numai coralii. Ce zici? Ține unde ești? Da? Unde? Stai puțin. Unde ești? Stai puțin. Păi ai aruncat, dar unde? În aer. Eu nu sunt lângă tine. Că se duc sus, nu se duc sus. Când le arunci tu, nu. Când nu se duc în jos. Uite aici sunt. Hai, le văd. Așa, Puțin. Că mă duc să iau floarea asta. Stai, cred că îți dau și florile mele, ca să am și spațiu. Da. Poți să vii lângă mine, Cristina. Da. Așa, am venit. Mi le dai? Da. Ia. Ce romantic. Da, lasă-mă. Romantismul tău. Mi le dai pe toate? Ia-le. Oh, mersi. Ia-le. Ai spațiu destul. Nu știu, le-am luat? Tu ai lângă... Ce? Le-am luat. Așa. Super. Și acum eu ți-au blocuri, bine? Da. Eu și mai duc să mai iau flori. Dacă vrei. De coral. Să nu te vaizi după. Să nu mă vai că n-am destul. Da, ce culori n-am mai luat. Așa. Și roz, și roșu, vai ce frumoase sunt toate. Uh-huh. Ce lume minunată. Da, și fain că ne putem să facem și noi. Așa, mă duc sus să le iau, nu? Mhm. Uh-huh. Uite, albastru, n-am luat până acum culoare albastră la piață din aia. Eu am luat, dar n-am luat-o, n-am avut loc, știi? Aha. Bă, ce frumoase sunt toate, Doamne. Să faci așa la broscuțe cum vrei. Să ți iei multe, că după aceea, de fapt, noi putem întoarce, dar... Dar ne mai întoarce, e important să spunem așa cât de cât simbolic, știi? Aha. Simbolic. Eu mă duc în barcă. Castraveți din ăștia, vrei? No. Nu. Știi care, nu? Știu, dar nu se vede care. Asta pare mai mare. Stai puțin că vine acum. La pare mai mare. Ești al meu. Așa. Norocul nostru. Te-am luat? Respirația. Bă, dar noi suntem zilfuitori de corali. Deci noi, cocolișilor, când ne ducem undeva, tot luăm. Absolut tot. Ciordim efectiv tot. În Minecraft. Da, bineînțeles, în jocuri. În realitate, dacă e pe gratis. În realitate, nu luăm nimic. Așa. La român, nu nimic pe gratis. Unde ești? Prin apă. Prin apă eu sunt în barcă. Că vin acum așa. Eu sunt cu minte. Să înțeleg cum conduci tu? Nu. Păi atunci te-ai băgat în barcă? Hai că vin și eu. Am băgat în barcă ca să fiu safe, știi? Uh-huh. Așa, uitați-l pe Felix cum vine.
Așa, am pus să not. Hai să-mi iau coralele ăștia pe care nu i-ai, nu i-ai luat tu. Da. Haide, hai, hai, îmbarcă. Mai un coral hai aici. Hai, ai limuzină lângă ușă. Doi corali. Sunt doi corali aici, într-adevăr, așa. Într-adevăr. Ok, vine un cace, mai trebuie odată. Acum tu conduci. Atunci dă-te jos din barcă, vrei să conduc eu. A, nu, las că conduc eu. Eu sunt față, ok. Conduc eu. Vezi unde e coralul, mergi să-l iei. Dar nu mai am niciun coral. Las, era despre aproape. Mă duc la cocobroscuțe, vă place cum conduc? Conduci bine, Cristina. Ia uitați acolo lumea noastră. E minunată. O facem foarte, foarte faină. Bine că am luat din astea. Te duci și duci pe la ușă, da? Pe la portiță, pe acolo. Îți place cum conduc? Da, e ok, ok, ok. Eu o să pun niște lampioane până tu pui corale, bine? Uite, te-am adus până aici, vezi? Îți fie de bine? 3 lei? Chide ușa după tine. Asta o las aici. Na, Cristina, eu îți pun chestiile astea, ți le pun în cutie când vrei să le iei, da? Bun, și eu cum pun florile astea? Pur și simplu te duci jos și dai click. Da, nu arăpă că altfel susucă. Am o întrebare înainte de asta, vreau să pun lampioane. Stai puțin, uite așa. Cristina, vrei să-i puțin? Da. Da. Și întrebarea mea este dacă... Felix, dar lasă lampioanele acum, hai să mai punem sugar cane-uri și alte chestii. Pe tu le pui. A, eu le pun, eu mă ocup cu romantism. Am întrebare, dacă vrei lampioanele să le pun așa, da? Da. Ce am zis, ca să am și ceva de bucur. Îmi place. Stau. Sau. Stai puțin. Deci îmi place așa cum să e. Să pun așa. Nu. Și nu. Așa. Stai puțin. A, și da. Așa. Da. Pe ți-am zis să vezi. Mai rare. Deci bine, tu faci asta și eu mă duc să mă ocup cu romantismul. Da, le pun mai rare, numai stai că n-am apucat, știi? Deci uitați cât de romantic o să facem aici, a? Așa. Stai să mai băgăm și rozuri și roșuri. Tot ce e romantic aici, nu? Aici le punem aici mai la suprafață, ca astea o să se vadă. E bun, nu? Nu mi-a luat tastatura. Ce? E ok dacă pun aici florile astea? Da, sigur, pun unde vrei. Așa. Le punem roz. Aha. Uite. Asta nu cred că trebuia să o pun aici, dar... Probabil o să mă certe, Felix. Ce ai făcut? Am pus aici un... Îl iei. Cu târnăcopul. Târnăcopul? Da, pe nu trebuie să distrugi aia, știi? Așa. Și nu uita, când vrei, te mergi în apă, în cufăr și ai... cum se cheamă? Ai din apă trate. E fain la colț cum a făcut ăla. Da, e foarte, foarte, foarte frumos. Îți dai seama, nu așa lucrez. Bun, eu zic să punem în zona asta pentru că... Da. După nu o să se vadă, știi că e prea adânc. Voi ce ziceți, cocolișilor? Da, pune în zona asta unde se vede, ca la român. Unde păi se vede. Unde se vede. Așa se pune, dar îmi plac foarte mult lampioanele. Ok. Mergi, urcă, șușo. Hai că n-am apă. N-ai aer. Bun, așa, ok. Așa, unde se mai pune? Zid. Eu în zona asta o să umplu. Felix, tu ai zis că ai pus blocurile alea de corale aici? Da, ți le-am pus ca să le iei când ai tu nevoie. Hai că le iau acum. Așa, aici câte am să mai pun între zidul ăsta? Una sau două? Uite, te-am pus, stai puțin. Am pus așa și îmi pare cealaltă. Cât să pun așa între? Una sau pune două? Pune trei. Pune trei, Felix. Aici. Așa, nu știu dacă pun bine, dar încerc și eu să pun cum pot. Și aici pun o floare? Sau trebuie să pun altfel de floare ca să fie contrast? Așa ceva, Cristina. Da, e perfect, perfect. Eu nu așa lucrez. Ia uitați cât de șmecher, Doamne, ce minunăție sunt coralii ăștia. 1, 2, 3. Super, super, este totul super. Așa, mai punem niște flori aici. Uite, știu cum se uite astea, sunt foarte fericite. Mi-au dat aprobare. Ai, mă, ce fain este. Bun, deci atâta cu coralii deocamdată și vreau să mai pun aici sugar cane dintre ăsta. Sugar cane, dar pietre de coral nu mai pui? Nu mai pun deocamdată. Felix, cred că trebuie să mergem să facem anii. Acum lasă că am pus lumină, lucrăm puțin pe tuneric. Ah, ok. Unde e sugar cane-ul? Aici. Le pun aici, uite. Astea o să crească, zici, nu? Da, crezi, dar atâta că le pui pe nisip sau și pe pământ, crezi, dar mult mai greu. Stai. Dar de ce nu vrea să se pună? Încearcă pe nisip. A, trebuie lângă apă. A, da? Da, dacă n-are apă, nu merge. A, bine, atunci vă pun aici. Înțeleg, nu știam că trebuie chiar lângă apă. Uite luminile. Ia să vedem cum face Felix. Ce incredibil de fantastic! Nu mă așa lucrez. Mă duc și aici în zona asta, că aici are nevoie de romantism, Felix. Pleacă deci bluscuța. Așa, o să pun una aici. Și astea o să crească și o să fie super șmecher. Dar nu mai am. Nu mai am, dar când o să crească, numai tu, nu? Sugar cane-uri. Da, dacă vrei sugar cane, nu știu unde mai avem noi. Poți să iei, dacă vrei, avem sugar cane-uri acolo unde... Deocamdată e bun.
Vreau să mai pun niște nufer. Uite, știu ce frumos. Ce frumuseți într-o chipată avem aici. Așa. Deci prea romantic aici. Dacă aș fi broscuță, numai aici aș sta. N-altema n-ai sta, nu? N-aș sta în altă parte. Chiar dacă nu-mi dau ăștia voie, că m-au închis aici. Aha. Dar las pus... că e bine, las că e bine. Și e protejat aici decât în altă parte. Dar le place, știi? Au de mâncare, au peștișori. Văd că ni se termină bateria la cameră, așa că o să continuăm data viitoare. Dar uitați-vă ce fain arată. Eu tot pun. Ce fain arată. Bun, haide Cristina să vină aici la lumină. Vino la lumină, vino la lumină, vino la lumină, vino la lumină. Acum stai să ieși din apă, deci arată bengos. Și data viitoare cred că o să terminăm să facem aici o oază de rai. Super, super, super. Nu uitați să apăsați butonul de cocolai. Scrieți în comentarii ce vreți voi și noi ne vedem data viitoare cu partea a doua.